Eu am avut norocul să nasc la o clinică în care am avut voie să am însoțitor. De-aia m-am dus până acolo. Am născut la Constanța pentru că era singura sau, nu știu, printre singurile clinici din România, în România, unde aveai voie să ai însoțitor. Practic, eu la internare m-am dus cu Alex, el a stat cu mine 3 zile, a stat cu mine chiar și în sală atunci când am născut și ne-am și externat împreună. Iar pentru mine recuperarea după naștere a fost destul de dificilă, mult mai grea decât m-am așteptat, deși am născut natural. Iar dacă Alex nu era cu mine în spital, nu știu ce mă... Bine, probabil m-ar fi ajutat asistentele, dar pentru că a fost el acolo, nu a fost cazul. El i-a schimbat primul Pampers lui Nora, adică el l-a schimbat de scutec, cred că 2-3 săptămâni. Poveștile Adiniș. Bună ziua și bun venit la un nou episod din Poveștile Adiniș, iar invitata mea de astăzi este Sânziana. Mă bucur tare mult că ai venit. Mulțumesc de invitație, te pup și vă pup și vă pup și pe voi. Mă bucur foarte tare că ai acceptat invitația mea. Am stat mult așa să mă gândesc, că știu cât timp îți ia norișor din... Exact, și n-am vrut să-ți răpesc foarte mult timp, dar așteptam cu mare drag această întâlnire, pentru că, desigur, prin Adini și noi avem o colaborare, te apreciez maxim, ești una dintre content creatorii mei preferați, pentru că ești extrem, extrem de... genius, o artistă desăvârșită. Nu vreau să te înroșești aici, să te faci, să le facem ca braduri, dar chiar ca beculețele din brăduț. Ești prea drăguță cu mine. Nu, apreciez foarte mult munca ta și pui foarte mult suflet în ceea ce faci și rezultatele sunt absolut deosebite. Sentimentul este reciproc, bineînțeles. Mulțumesc! Începem cu o rundă de întrebări. Tocmai mi-ai spus înainte, behind the scenes, așa că este primul interviu de genul acesta și vorbim despre a fi mamă și desigur și despre Nor. Da, este prima dată când vorbesc despre așa ceva și emoții. Mă simt foarte onorată. Ce înseamnă pentru tine să fii o mamă super pe final de 2021 și început de 2022? Să fii o mamă super, cred că înseamnă... să îți iubești copilul la nebunie, dar să reușești să îți faci timp și pentru tine, pentru că atunci când tu ești bine psihic, reușești să fii o mamă super. Dacă ajungi la extenuare sau ai impresia că sacrificiul suprem înseamnă a fi mamă, nu mai reușești să fii o mamă super. Ok, și... E chestia asta, o se observă la tine încă din perioada sarcinii. Ai fost până în ultimul moment, ești o persoană pozitivă, emani această pozitivitate și mai departe te-am văzut în postările tale. Ok, ai avut momente în care ai fost poate ocupată și poate nu ai fost foarte activă, dar ai revenit după câteva zile. Îmi place foarte mult că menții această notă pozitivă. Nu văd răutate în... sau chestii negative. Eu personal mă hrănesc din astfel de postări și story-uri pentru că nu e ca și când am vrea să ascundem ceva sau nu spunem adevărul, dar cred că și tu ai momentele tale când te supără ceva și spui acolo. Dar cred că este important să arătăm și partea frumoasă. Și nu numai faptul că Nor este cu adevărat fermecător, dar e bine să arătăm ambele părți și îmi place foarte mult nota aceasta pozitivă pe care tu cumva o îmbini și este pentru stories, este pentru cameră, este pentru Instagram sau chiar reușești cumva să-ți găsești și timpul pentru tine? Măi, eu trebuie să recunosc faptul că accept ajutor. Pe mine mă ajută foarte mult și soțul meu și mă ajută și soacra mea și mama mea când poate. Știu că sunt unele persoane care nu acceptă ajutor, nu vor să implice pe bunici în creșterea copiilor,
nu vor să aibă bonă, nu știu, eu nu am bonă deocamdată pentru că am ajutorul bunicilor. Cred că așa reușesc să am timp și pentru mine. Într-adevăr, dacă nu ai ajutor, este extraordinar de greu. Adică eu până acum am avut ajutor aproape zi de zi, nu știu cum este fără ajutor și cred că de asta reușesc să am timp și pentru mine și să rămân și pozitivă și să îmi continui și proiectele. Pentru că nu prea am avut pauză, adică în primele două luni mi-am luat o pauză de la proiecte și apoi am reluat jobul meu. Care a fost cel mai super moment de până acum cu nori fermecător? În fiecare zi este super cu nori, deci pe cuvântul meu, nu vă mint, în fiecare zi plâng de fericire. Bine, nu plâng în hohote, dar zi de zi așa mă uit la el și îmi curg două lacrimi și zic: Doamne, îți mulțumesc cât de fericită sunt că am copilul ăsta, așa o bijuterie, o, nu știu, e o sfințenie, o bucurie, o... Nici nu pot să-l descriu cuvinte, e ceva ireal de frumos și zi de zi mă face să plâng de fericire, zi de zi. A existat până acum o experiență mai puțin plăcută, ceva care te-a îngrijorat de când... Nu prea. Nu? Ce bine, să sperăm că nu o să existe deloc. Care sunt cele mai bune sfaturi pe care le-ai primit de când ai anunțat că ești gravidă? Sau care sunt cele mai bune sfaturi pe care le-ai primit de când ai devenit mămică? O întrebare foarte bună. În primul rând, pentru că activez în domeniul online, primesc sfaturi foarte des, de cele mai multe ori sfaturi pe care nu le cer, așa că nu sunt o mare fană a sfaturilor. Eu merg foarte mult pe intuiția mea și cred că Dumnezeu atunci când trimite un copil la tine, îți trimite tot cu ajutorul intuiției toate informațiile de care ai nevoie și până la urmă suntem mame de milioane de ani, de când nu existau cărți, de când nu existau cursuri de parenting, de hypnobirthing și așa mai departe, efectiv știm ce avem de făcut, nu avem nevoie de foarte multe sfaturi. Atunci când am nelămuriri, vorbesc cu doamna doctor pediatru, mi se pare cea mai în măsură să mă lămurească cu ce am eu nevoie și în rest mă oferesc foarte multe sfaturi. Cunosc! Cunoaștem. E o întrebare pe care o pun des invitatelor noastre și cam de regulă, da, cam se povestește chestia asta, că sunt o mulțime de întrebări necerute, o mulțime de sfaturi necerute, da. Dar și răspunsul la fel este des, intuiția. Că această intuiție ajută foarte mult, da, mai departe. Uneori când ești însărcinată și eu aveam niște crize existențiale înainte să nasc, mă trezeam în unele dimineți plângând și Alex deja era obișnuit, adică plângeam foarte des. Dar el săracul mă întreba, acum de ce mai plângi? Că aveam diverse motive și uneori ziceam, ce o să mă fac cu copilul? O să am copilul, o să vin de la spital cu el acasă și ce o să mă fac cu el? Nu o să știu ce să fac cu el. Și el toată zicea, lasă că o să avem mamele, o să ne ajute și mama mea și mama ta și eu, stai fără grijă. Dar până la urmă chiar știi ce ai de făcut. Nu a existat, până în momentul de față, în 6 luni, nu a existat o secundă în care să nu știu ce am de făcut cu copilul meu. Și l-ați văzut cât de frumos este și dolofănel și sănătos. Da. Și mă descurc extraordinar. Cum este să fii working mom? Măi, nu este foarte ușor, este super challenging și din punct de vedere fizic și din punct de vedere psihic, pentru că nu prea dorm noaptea, din păcate. Nori este un copil extraordinar de cuminte, nu a avut nici colici, nu este genul de copil agitat sau nervos sau plângăcios. În schimb, nu prea doarme noaptea și pentru că sunt foarte obosită și nedormită, mi este destul de greu să pot să fiu creativă sau foarte energică, așa cum eram eu în mod normal. Însă cred că îmi face foarte bine să reușesc și să-mi continui proiectele exact din punct de vedere psihic și reușesc să nu mă plafonez și să nu mi se pară că fac zi de zi on and on același lucru și că intru într-o rutină din care nu reușesc să mai ies. Adică are și părți bune și părți rele. Tu ești cunoscută înainte de a deveni mama lui Nor pentru beauty advices, pentru partea asta de content creator, pentru modă, pentru beauty, dar acum în rolul tău de mamă. Spune-ne care este produsul de bebelușală care te-ar consacra? Produsul de bebelușală favorit? Da,
hai să-i spunem așa, sau favorit, sau să-i spunem de ajutor? Măi, de super mare ajutor mi-a fost căruciorul, pentru că este foarte, foarte ușor, iar eu cum am 1,60 m, poate unii telespectatori, nu, poate unii urmăritori nu știu că eu sunt mică de înălțime, pentru mine a fost de mare ajutor căruciorul, foarte ușor. Și scoica la fel, pentru mine a fost de foarte mare ajutor, pentru că Nor, de fiecare dată când era pus în scoică, adormea pe loc. Super. Da. Altceva, ce să mai spun? Cam astea două. Super. Îi spui povești? Lui Nor? Da. Da, inventate de mine, zi de zi. Așa? Și reacționează? Foarte mult. Da, el adoră să stau de vorbă cu el, să-i cânt, inventez cântece și poezii și povești și rime zi de zi. Super! Pe unele dintre ele chiar le-au învățat pe din afară și urmăritorii mei. Le cântă și ei copiilor. Știm cu toții că dacă mama este bine și copilul este bine. Ne poți spune cât de importantă este implicarea tatălui în creșterea și educația copilului? Eu am avut norocul să nasc la o clinică în care am avut voie să am însoțitor. De-aia m-am dus până acolo. Am născut la Constanța pentru că era singura sau, nu știu, printre singurile clinici din România unde aveai voie să ai însoțitor. Practic, eu la internare m-am dus cu Alex, el a stat cu mine 3 zile, a stat cu mine chiar și în sală atunci când am născut și ne-am și externat împreună. Iar pentru mine recuperarea după naștere a fost destul de dificilă, mult mai grea decât m-am așteptat, deși am născut natural. Iar dacă Alex nu era cu mine în spital, nu știu ce mă... Bine, probabil m-ar fi ajutat asistentele, dar pentru că a fost el acolo, nu a fost cazul. El i-a schimbat primul Pampers lui Nora, adică el l-a schimbat de scutec, cred că 2-3 săptămâni eu n-am putut, pentru că nu puteam să stau înșezut deloc, stăteam doar culcat așa pe parte. Cumva mă simțeam vinovată că am un bebeluș atât de mic și că nu sunt mama de care avea nevoie, dar eram extrem de recunoscătoare pentru Alex. Chiar i-am mulțumit lui Dumnezeu și în culcare și în sculare pentru că am avut un tată atât de implicat și bun și grijuliu pentru noi. Dacă ne uităm la tine pe profilul tău de Instagram, ești un personaj inspirat din filme. Dar spune-ne, pe tine, cine te inspiră? Măi, să știi că am primit întrebarea asta destul de des de-a lungul vieții. De fapt, întrebarea mai concretă e, am observat că ești un om super pozitiv și optimist. Cine te inspiră în sensul ăsta? Și mereu am răspuns, părinții mei mă inspiră. Ei sunt niște oameni foarte veseli, foarte optimiști, care mi-au insuflat și mie chestia asta. Și încă din copilărie, deși noi n-am avut o viață foarte ușoară, părinții mei au fost genul de oameni care niciodată nu s-au plâns. Orice ni s-ar fi întâmplat, niciodată nu s-au plâns, niciodată nu m-au lăsat să văd sau să cred că le este greu. Întotdeauna găseam soluții la orice. Și pe lângă asta și genul de oameni foarte veseli, cărora le place muzica, le plac petrecerile. Pe mine mă căra mama, deci noi eram de vineri până luni când începeau munca, numai la petreceri. O țineam într-un dans, într-o veselie, cam asta a fost copilăria mea. Să duci această tradiție mai departe și cu... Bineînțeles, păi avem petrecere zi de zi. Dansăm și cântăm și ne distrăm non-stop. Spune-ne, care sunt subiectele pe care le cauți cel mai des pe Google de când ai devenit mamă? O să zic acum o chestie pe care nu prea am spus-o. În urmă cu câțiva anișori, în urma unui eveniment, mi s-a declanșat mie așa o mică ipohondrie. Și ajunsesem să îmi pun singură tot felul de diagnosticuri, să merg foarte des la doctor și, bineînțeles, să caut pe Google tot felul de simptome și boli. Și apoi am hotărât să pun stop la chestia asta cu căutatul pe Google pentru că nu m-a ajutat. Așa că nu prea mai caut pe Google lucruri nici în legătură cu copilul. Ți-am spus, mă consult cu doamna doctor pediatru atunci când am întrebări. Singurul lucru pe care l-am căutat de curând pe Google a fost câte kilograme ar trebui să aibă copilul în funcție de vârstă. Cam atât. Și cum ți-a ieșit? Suntem în grafic, e ok, da. Chiar ți-a trebuit să cauți asta? Nu te-a ajutat doar imaginea de unde e? Da, dar eu așa o
curiozitate, aveam o curiozitate. Ce gadget de bebeluș nu lipsește din geanta ta de super influencer? Măi, nu e gadget, e o suzetă. Ok. Da, pe mine mă salvează suzeta și chiar stăteam de vorbă pe Instagram cu multe mame care mă întrebau cum ai reușit să-l faci pe nor să accepte suzeta, pentru că mulți copii știu că nu o acceptă. A acceptat-o din prima pentru că am pus un pic de lăptic pe ea. Bine, știu că la multă lume nu funcționează nici chestia asta, la mine a funcționat și am fost foarte fericită. Suzeta mă salvează de fiecare dată. Aici adaug și eu o mică informație. Ai fost norocoasă. Dacă ți-ai dorit ca bebelușul tău să accepte suzeta, există și persoane care pur și simplu nu doresc deloc suzeta. Nu există o rețetă și eu sunt foarte des întrebată. Vă rog, ce suzetă să-i dau? Spuneți-mi ce-mi recomandați. Desigur, este foarte important să te uiți la o suzetă de calitate, ceva care se potrivește vârstei la care copilul este, dar nu există rețetă pentru așa ceva. Adică există posibilitatea de a încerca 10 branduri de suzete și niciunul să nu fie acceptat, sau să încerci 8 și abia al 9-lea să fie acceptat, sau pe numărul 5 inițial nu l-a acceptat, dar s-a reîntors la 1. Deci nu există. Din punctul ăsta de vedere, nu există o rețetă. Ține de fiecare parte cum acceptă acest produs fiecare bebeluș. Bine, nu-i dau suzetă de dimineață până seara, dar, de exemplu, dacă plecăm la un drum lung și după 2-3 ore se plictisește de stat în scoică, îi ofer suzeta și se liniștește. Da, e o alinare, sau, da. Înainte să adoarmă, exact. Dacă e mai agitat, îi ofer suzeta. Poate să devină o rutină de somn. Desigur, întotdeauna toate produsele sunt minunate atâta timp cât nu le duci întotdeauna într-o extremă. Și acolo poți să... Că și o jucărie păturică este absolut minunată, îndrăgită, nu-i face rău copilului, dar parcă și dacă umblă la 8 ani cu ea e... Na, sunt astfel de momente la care întotdeauna parcă trebuie să găsești cumva balanța exact, de... da. Și cu suzeta la fel este. Decorul nostru spune tot, suntem la final de an. Da, este superb, este superb la voi în showroom. Mulțumim. În fiecare anotimp aveți foarte drăguț. Mulțumim. Eu sunt un mare fan al Crăciunului și îmi place așa să fie Christmas-y și să fie decorat și abia aștept să petrec timp cu familia mea și să ne liniștim câteva zile. Doamne, abia aștept și eu. Anul ăsta să ne liniștim un pic. E primul an de Crăciun? Da, e foarte emoționat. Pe mine să plâng. Abia așteptăm să vedem niște imagini de la voi, dacă o să vreți să le împărtășiți cu urmăritorii tăi. Care este urarea ta pentru cei care ne urmăresc acum la finalul anului? În primul rând, le doresc urmăritorilor noștri sănătate perfectă, strălucitoare, radiantă, pentru că este cea mai importantă. Le doresc să aibă în inimă mereu bucuria de a trăi viața. Iar la sfârșitul anului, dacă se poate, să ia o foaie și un pic și să scrie acolo fiecare lucru bun pe care l-au făcut anul acesta, fiecare realizare de care poate nici nu ne-am dat seama. Eu de multe ori cred că reușim să facem lucruri extraordinare și nu le sărbătorim, le trecem cu vederea, trecem imediat la următorul task. Ok, am făcut asta, dar acum trebuie să fac asta și asta, l-altă și uităm efectiv să ne bucurăm de lucrurile pe care am reușit să le facem. Iar eu asta fac la fiecare sfârșit de an, iau o foaie și un pic și îmi scriu toate realizările și spun pentru fiecare în parte mulțumesc de 3 ori. Îți scrii și planuri? Bineînțeles, da, și planuri. Dar întâi am lista cu recunoștințe și încerc să mă bucur de tot ce am făcut în anul respectiv. Anul acesta definitiv ai făcut ceva fermecător. Da, cea mai mare realizare, da. Este. Vă dorim sărbători cât mai frumoase. Vă îmbrățișăm, transmitei salutările noastre lui Alex și mii de pupicei lui Nor fermecător. Mulțumesc din suflet. Crăciun fericit. Mulțumesc. Vă pupăm și pe voi. Poveștile Adinei.